Vineri avem deschiderea anului de învățământ la facultate. S-a promis anul trecut de către toată conducerea primăriei că amenajăm acest parc, să demonstrăm că suntem oameni serioși de sindicat. Parcul a fost amenajat în mai puțin de 2 săptămâni. De el vor profita nu doar studenții și cadrele didactice. Zilnic, 10 de copii care locuiesc în apropiere își petrec timpul liber aici, însoțiți de bunici sau părinți. Era și jenă să treci pe lângă el. Arăta sub orice critică ce să mai... Noi eram vecini aici și, nu vă spun, gunoaie, mizerie, câini. Și în zona fostului combinat pentru prelucrarea lemnului s-a reamenajat parcul. Acum are și locuri de joacă spre bucuria copiilor. Foarte frumos. Aveți pe unde să vă jucați acum? Da. De când sunt în Severin, 55 ani, n-am văzut parcul ăsta făcut. E foarte frumos și foarte amenajat. Mai curajoși decât părinții, copiii își cunosc interesele în materie de locuri de joacă, așa că au profitat de prezența primarului Gherghe și au făcut și câteva propuneri. Bine, copii, mai facem un loc de joacă. Bravo. Reprezentanții primăriei au spus că mai au un lucru, construcția încă 4 parcuri pe care doresc să le finalizeze până la iarnă. 2 dintre ele sunt în cartierul Cet Nord, iar celelalte în cartierul Crihala.